După cum știți, trimitem oamenii la sport. Sportul se poate face în mod amator și dezorganizat, fiecare la el acasă. E mult mai fun când îl faci organizat sau în grup și cel mai bine este să-l faci cu ceva obiective. Obiectivul nostru este să chemăm oamenii la o convenție de fitness, unde nu doar te duci și îți cumperi suplimente nutritive, ci vezi ce se mai mișcă în sportul ăsta, ce ai putea să ceri instructorilor tăi de la sală și mai ales ce să-ți dorești de la corpul tău în plus. Wellness Show se întâmplă între 1 și 4 octombrie anul acesta. Ne pregătim încă de pe acum și o să vă spun imediat cum. Între organizatori sunt partenerii noștri de la WorkClass și alături de mine i-am pe probabil cei mai pozitivi oameni pe care am cunoscut în lumea fitness-ului. Per, bună dimineața! Good morning! Și Julio Papi, pe Papi l-ați mai văzut aici stretching, fetele făcând lucruri simpatice. Per, good morning! What happens during the wellness show? Ce se întâmplă în timpul wellness show în toamnă? Well, it's an oasis of activities, all kinds of activities. E ca o oază de activități. Yeah, and it starts from the morning until the night, and all these days are filled with different people, different nationalities, different talents. People come from abroad to teach us things. Yes. Oameni vin de peste hotare să ne învețe lucruri. Vin să facă clase acolo. You can do some sport right there. Poți să faci sport chiar la chiar la eveniment. That's true. It's, everything happens there, different kinds of disciplines, and also not only national people from Romania come there to attend. People also travel from other countries in Europe here to attend these events. Nu vin numai români la eveniment, vin oameni și să participe la evenimentele astea. Papi, what happens in your line of business right now? What's in trend? Ce se mai întâmplă în lumea ta? Ce e sus și la modă? Now we see a lot of functional training in all the facilities, and functional training tries to improve all the qualities, all the capacities of the people. În momentul ăsta se lucrează foarte mult pe functional training. Yeah. Este o activitate care ridică din toate punctele de vedere corpul, nu doar ca la fiare, la greutăți. Yeah, it's very global, and basically you work on strength, you work on flexibility, you work on the cardio capacity too. So basically you create a Superman and Superwoman from the base. Deci lucrezi și putere și flexibilitate toate la un loc, creezi oameni, super oameni încă de la bază. În fotografii trebuie să vă dau această explicație și îmi cer scuze pentru fața mea, nu e cea mai reușită. În fotografii, noi am fost la un training, să zicem, la o, cum să zic eu, un fel de, we did some, it was like a workshop together. Toți patru într-o sală, eu, Flavia și băieții, ne-am prostit un pic și ne-am și fotografiat. Oamenii au ales să ne facă un fel de ambasadori ai evenimentului, sperând că putem aduce mai mulți oameni la această treabă. Per, what do you like to learn? Something new to do with your body this year. Ce vrea să înveți, având în vedere că el e șef mare în povestea asta? Ce vrea să îmbunătățești, să aduci nou? Well, I love to learn, and it's the same with Julio. We study all the time. And what is more inspiring for me is to try something where I put myself in a situation where I'm not maybe strong enough, or I have the ability, so I can work on that and study and finally make what I set my goals to be. So I put myself a challenge, and I really, really get motivated from reaching the goals that I do. Ne-mi place să învățăm, eu o să traduc pe scurt, evident, multă lume știe engleză, dar cel mai frumos lucru este să spui niște obiective și să încerci să le atingi. Papi a fost în gașca băieților de la Kyokushin, se întoarce și el de la Berlin, a venit și el cu ceva locuri câștigate, deci iată că e un om care își pune obiective. You also like to reach your objectives, I saw. Yes, it's like we want to demonstrate that what we do in the gyms, all the training that we do in the gyms is helpful when it comes that you want to do another sport or another activity. Vreau să demonstrăm că ceea ce facem la sală se poate utiliza și în alte activități sau alte sporturi. Why should a guy come to the wellness show? De ce ar trebui un băiat să vină la wellness show în toamnă? I think what people need to improve the life and to change the lifestyle is motivation. So I think you will come there and you will get incredible motivation and inspiration
for coming to the gym, for change your life, for going to sports. Oamenii au nevoie în viața lor de motivație și știți asta. De foarte multe ori ne apucăm de lucruri, dar întotdeauna ne și lăsăm. Acolo găsești motivația de care ai nevoie la Wellness Show. Per, why should the girl come to the Wellness Show? De ce ar trebui o fată să vină la noi? Well, first of all, we are there. În primul rând, suntem noi acolo. Me too. Thank you. And it's the same thing. It's about, you know, now everything is about intentional training. Everything we do and what we are trying to achieve is everything is about intention. There is a purpose behind everything you do. So you always have to be on the edge of your knowledge and seek whatever you can do, because what we do has a meaning. And I think everybody who comes to this to this event will feel just that we really put the level, we exceed all the time to inspire people and motivate people. So if it's men or women or whoever, I think you will get this motivation and inspirational thing that Julio said across all the line. And we really put the effort to bring in this knowledge into this industry. Ați înțeles în mare despre ce este vorba? For a moment I thought, do you know the Teenage Mutant Turtles? Of course. I thought you are their master. I was their master. Yeah, for a moment. That old one. Da, the rat. Ați înțeles cu siguranță că totul este despre energie. The rat in the movie. Totul e despre energie, intenție și motivație. So guys, see you in October at the Wellness Show. The guys from World Class will be there. All the trainers, a lot of trainers, not from Romania, but living in Romania, like Papi. Mulți oameni care nu trăiesc acolo, dar trăiesc în România, veniți de afară să ne învețe lucruri, vor fi acolo. How should I dress for the event? Cum ar trebui să mă îmbrac? We will give you the clothes, don't worry. O să avem haine necesare. Thank you so much, guys. Mulțumesc tare mult că ați venit. Thank you very much. Thank you, Dani. Thank you, Flavia. Good energy. Good energy. Oamenii sunt ca un mic rezervor de energie, altfel te conectezi. On the internet, you'll see more about us because we are starting some training together. Încercăm să o băgăm și pe Flavia în povestea noastră, care Flavia e flexibilă, dar încă nu are puterea necesară, deși are brațele astea vârjoase. Fotografiile vor putea fi urmărite în curând și pe internet.